De la DALES GO aștept, de la cursurile pe care le voi face aici, aștept lucruri frumoase, lucruri magice, înălțătoare, lucruri care pot să ne facă să fim mai buni ca oameni. Simt o bucurie, îmi place. De când eram mic, am vrut să fiu pe scenă, de când eram mic făceam asta și sunt foarte fericit, sunt fericit când sunt pe scenă. La cursuri, cred că toate sunt niște provocări pentru că vin tot felul de oameni cu tot felul de probleme și trebuie să știi pe fiecare cum să-l abordezi și cum să-i rezolvi problema, știi? Adică de foarte multe ori noi ne dăm seama de problemele oamenilor, dar ei nu-și dau seama de aceste lucruri. Și cumva foarte finuți trebuie să încercăm să le rezolvăm și, sau să-i facem în primul rând să recunoască aceste probleme, să și le recunoască. Și după aceea, așa, cu exerciții, cu răbdare, cu bunătate, cu energie pozitivă și bună, le rezolvăm pe toate. Și practic îi învăț să rezolvăm problemele tehnice, îi învăț un abecedar, că există, ca în orice meserie, niște reguli de bază pe care trebuie să le respectăm. Îi învăț să asculte pe partenerii cu care lucrează, să comunice mai ușor, să comunice non-verbal, să comunice doar cu o privire, doar cu un gest, cu o atingere, cu un zâmbet, cu lucruri din astea fine. Și după aceea, dacă sunt copii buni, cursanți buni, oameni buni, persoane bune, și dacă mă inspiră, facem un spectacol la final. Și acest spectacol o să fie așa, reprezentarea lor și evoluția lor în timpul acestor cursuri. Am mai avut deja aceste experiențe la DALES GO cu două promoții. Prima chiar a fost invitată la un festival de teatru din Alexandria, Ideo Idei se cheamă, care este destul de susținut de Marcel Iureș și de actori internaționali, chiar Malkovich a vorbit despre el și mulți alții, chiar și mulți actori de ai noștri se duc acolo și țin cursuri. Deci am fost invitați de către ei pentru că s-a aflat, pentru că au venit tot felul de blogări și de critică. Spectacolul a fost dat la Teatru Mic și am avut un succes mare. Joc acum la Teatru Mic, în primăvară la Roma Doamnei Stone, joc în Furtuna, tot la mic, joc în Nijinsky, cealaltă față al geniului la Opera Națională și joc la operetă, în musicalul Romeo și Julieta, joc rolul lui Mercuțiu. Un musical, vezi unde cânt mult pe scenă. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You're just like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. Now that the time has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Mă rog, și urmează după ce. I love you, baby, and if it's quite all right, I need you, baby. Știți de ce am rămas în România? Pentru că România foarte tare seamănă cu Macedonia. Sunt Balcani, tradițiile, muzicile, ritmurile, trăirile, mâncarea. Și la noi mâncare este, sărmalele sunt mâncare națională, mă rog, fără mămăliguță, da. Și oamenii, căldura oamenilor, nu m-am simțit deloc ca în străinătate aici. Oamenii m-au acceptat, îmi fac meseria aici, joc, nu știu, m-a descoperit doamna Cătălina Buzoianu de când eram încă student și mi-a dat rol principal la Bulandra. Am prieteni, fac meseria aici și asta mă face fericit. Am o soție care e româncă, am un băiat care e jumătate, deși mă rog, nu prea vrea să vorbească macedoneană, deși înțelege tot, că eu îi vorbesc așa, sunt în capăt în alt. Am găsit oameni minunați, profesorii mei. Deci nu știu cum să spun. Am găsit, de exemplu, am învățat foarte mult de la Zanfirescu, de la Doru Ana, de la Pintea, care am avut și pe el profesor, de la Mirela Gorea, profesori mari care sunt încă în facultate. Să fii profesor este un lucru foarte uman.
cel mai ușor și cel mai bine să-i învăți pe ceilalți și să-i înveți. Mă rog, e prea mult spus, să le dăruiești din experiența ta și ne învățăm reciproc. Ei cu experiențele lor, eu cu ale mele și creștem așa împreună. Studenții mei de la anul întâi am dat 10 pe linie, chiar acum am avut examen și o să fac un spectacol special cu ei care o să fie la conservator pe scenă, de mișcare scenică. Un spectacol în care muzica e un ajutor de bază și totul este non-verbal. Și sunt momente în mare parte create de către ei. Eu doar i-am ajutat și i-am ghidat să facă. Și acest lucru vreau să fac și aici, cu studenții de aici, cu cursanții de aici. Deci veniți că aveți de învățat multe lucruri interesante și frumoase.